O să vă pun o fotografie, dacă mă poți ajuta, Cătălin. Și voi să-mi spuneți dacă se vede bine fotografia aceea. Se vede? Ce vedeți acolo? Un câine. Acel câine poartă în gura lui un copil nou născut. Vedeți că are cordonul ombilical. Copilul acesta a fost aruncat în tomberon. Lucrul ăsta s-a întâmplat acum o lună jumătate. Câinele acesta s-a dus și când a văzut copilul plângând, l-a luat în gură. Spuneau doctorii care au găsit copilul că nu realizează cum de acest câine a ținut în așa fel copilul că nicio rană nu are. Copilul acesta cu câinele s-a dus în mijlocul oamenilor și a așteptat ca cineva să ia aminte. S-a oprit un om, nu i-a venit să creadă, copilul scâncea, l-a dus la spital și știi ce a făcut câinele? A mers după acel om până la spital. S-a dus și s-a așezat în spate, în fața spitalului și stătea pe patru labe așteptând să iasă omul. Omul a ieșit, l-a mângâiat pe câine pe creștet și copilul este sănătos. Copilul a fost salvat. Mi se pare atât de trist să ți se dea lecții de la un câine. Să nu vă mai jigniți unii pe alții spunând, ești un câine. Că s-ar putea să fie câinele mai ceva decât este omul. Eu vă întreb în această seară, cine-i câinele și cine-i omul? Vrei să trăiești altfel decât ai trăit până acum? Tot ai pus în tine și ești ca un sac fără fund, niciodată nu-i de ajuns. Vreți în această seară să spunem toți care suntem aici, Doamne Iisuse Hristoase, vreau să trăiesc pentru Tine, de dragul Tău. Vreți în această seară să-L bucurăm pe Dumnezeu și să vadă că aici sunt inimi care să trăiască de dragul Lui. Gândește de cât mai ai. Cât mai ai, cât mai trăiești pe pământul acesta. Poate că este timpul să salvezi o viață. Este timpul să te cheltui pentru aproapele tău. Spuneți împreună cu mine, din El ești născut. Prin El sunt mântuit. Pentru El vreau să trăiesc. Aș vrea în momentele următoare să lăsăm